Salut Ituru și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Astăzi o să jucăm la Fisherman's Catch. Am ajutat la acest mod de joc și bine, n-am făcut niciun meci deoarece n-am. Eram și obosit, plus că, bineînțeles că ieri s-a lansat challenge-ul și eram foarte obosit. Acum sunt acasă și pot să fac clipuri mai... Pot să reiau... activitatea pe YouTube. De săptămâna următoare revenim în forță cu clipuri pe canal, deci vă promit că săptămâna următoare revenim în forță cu clipuri, 5 clipuri săptămânale și joi live stream, da? Ok. Deci săptămâna următoare revenim acum. Bine, săptămâna asta am fost și eu în vacanță, am făcut și eu două clipuri în vacanță și na. Acum sunt acasă și pot să fac clipuri. Ok. Oricum, am cheltuit niște guri pentru că mi-a apărut niște cărți care mi-ar fi chiar trebuie pentru decul acesta. Doar că o să strângem gol ca să facem zepul la nivel 13. Ok, fraților, acum o să vă las cu meciurile de la noul challenge ca să, că vreau să joc la acest mod de joc. Ok, hai că vă las cu meciurile de la noul challenge.
Cam atât cu clipul de astăzi. Știu că a fost un clip cam scurt, deoarece e seară când filmez, este ora 22 și un minut, adică 10 și 5 minute. Seara o să vedeți cam pe la 11 și ceva, nu știu cum o să postez. Bineînțeles că astăzi, doar că nu știu pe la ce ora. Hai să deschidem și noi Crown chest-ul de aici, că n-am. Să deschidem și noi două chesturi pe episod. Ok, hai să vedem. 1053 de gold, 3 gemuri, 7 bomberi, 55 de tesle, o clonă și valkyrie. Băi, bine, foarte blană. Fraților, cam atât cu clipul de astăzi. Dacă voi sunteți interesați cum am luat eu Fisherman-ul, pentru că, da, Fisherman-ul, cei care nu știți, am luat Fisherman-ul, aveți un live stream în partea stângă și ne reauzim acolo. Eu sunt Alexandru și ne reauzim data viitoare. Base!